Bună ziua! Astăzi vom discuta un nou subiect și anume, care sunt primele 5 minuni pe care Domnul nostru Iisus Hristos le-a făcut. Haideți să începem cu prima minune. 1. Poate ați auzit de nunta din Cana Galilei, unde era prezentă toată familia Domnului nostru Iisus și acolo l-a făcut prima minune din viața lui. A transformat apa în vin. Ioan, capitolul 2, versetul 1 până la versetul 11. 2. În Capernaum era un slujbaș împărătesc al cărui fiu era pe moarte. Acesta, când a auzit că vine Iisus la ei, a fugit și l-a rugat să-i vindece fiul. Iisus i-a zis, du-te căci fiul tău trăiește. Tatăl, când a ajuns acasă, a văzut că pe fiul lui îl lăsaseră frigurile și că începea să se simtă din ce în ce mai bine. Atunci el și casa lui au slujit Domnului. Ioan, capitolul 1, versetul 43 până la versetul 54. Numărul 3. De data aceasta îl găsim pe Iisus în sinagoga din Capernaum, unde îi învăța pe oameni. Dar printre ei era și un îndrăcit care a început să strige, tu ești Fiul Dumnezeu, ce avem de-a face cu tine? Iisus a certat Duhul necurat și i-a poruncit să iese afară din om. Și Duhul îndată l-a ieșit. Tot poporul a rămas încremenit. Marcu, capitolul 1, versetul 21 până la versetul 28. Numărul 4. Cuvântul Domnului ne spune că Iisus a mers în casa lui Petru și acolo a văzut-o pe soacra lui zăcând în pat cuprinsă de friguri. Iisus a dus și a apucat-o de mână și frigurile îndată au lăsat-o. Din acel moment, ea a început să-i slujească lui Iisus. Găsim asta scris în Matei 8, de la 14 până la 15. Și ultima minune, numărul 5. Într-una din nopți, oamenii au început să-i aducă lui Iisus tot felul de oameni bolnavi sau chiar îndrăciți, dar Iisus i-a vindecat pe toți, pentru că noi avem un Dumnezeu mare și puternic. Marcu, capitolul 1, versetul 32 până la 34. Acestea au fost cele 5 minuni pe care Domnul nostru Iisus Hristos le-a făcut. Dacă v-a plăcut acest videoclip și doriți să vedeți și altele, vă aștept să vă abonați pe canalul meu de YouTube. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!